Când am primit această felicitare, m-am bucurat. De ce să văd? Că mi-a adus zâmbetul pe buze, mi-a plăcut foarte tare. Bine, o felicitare, dar care are în ea și o scrisorică, știți, scrisă de mână, așa? Și cu zâmbete, cu inimioare și cu pidon și se semnează aici foarte frumos. Dar înainte de toate, iată ce spune. Nu am cap de Grigorescu, nici talent ca Eminescu, dar din ale mele rânduri ți-am compus aceste rânduri. Adresa mea, așa se cheamă poezia, pe petale de lalea îți trimit adresa mea. Numele meu, prenumele, strada întâlnirii, numărul iubirii, blocul dorului, camera amorului, cine mă dorește, acolo mă găsește. Cu drag și prietenie, Costel. Gina, dragă, îl dorești pe Costel? Îl găsești în blocul dorului, camera amorului. Bine, acum blocul dorului, camera amorului, are un nume. Se numește Garnizoană, că de acolo scrie Costel, probabil de pe un pat de fier. Dar ce poate fi mai frumos decât sentimentul pe care îl nutrește și uite că îți scrie și felicitare? Ce zici? Mulțumesc frumos. Ți-a mai scris de atunci? De două ori mi-a scris. De atunci? A trecut peste mine, n-am văzut ce ți-a scris? O a fost camuflat. A venit Costel prin iarbă, a dus cu soarea și nu l-am văzut? A, fii atent, Costele, că de data asta te-am prins. Dragă Gina, am îndrăzit iar să-ți scriu pentru că doresc. Simt acest lucru. Tot mereu mă uit la emisiune. Pe zi ce trece, ești și mai frumoasă. Pianistul, dați-l mai tare să auzim și eu. Mie îmi place tare mult de tine. Dacă și tu ești de acord, dorești să ne cunoaștem, ar fi un lucru minunat. Eu în continuare aștept un semn de la tine atunci când ieși din competiție. Emisiunile... când ești din competiție. Datele mele de contact cred că le ai. Dar te rog mult de tot să le păstrezi numai tu. Număr de telefon și adresa să nu le mai vadă și alte persoane. Te rog frumos să le păstrezi bine într-un loc ferit de alți ochi. Ți-am trimis iar o cutie de bomboane de ciocolată. Sper să-ți placă. Acum fac o paranteză, Costel. N-a primit-o nici pe prima. Nu mai trimite bomboane, că nu le primește. Mm? Se opresc undeva la poartă, din păcate. Ți le-am trimite, dar nu știm unde se află camera amorului, blocul dorului. Dar nu e voie să primească alimente și nici dulciuri, nici măcar brioșe. O felicitare, orice alte lucruri se primesc, dar bomboane nu, ne pare rău. Sper să-ți placă, ți-a trimis și această felicitare scrisă cu pix și gândite pentru tine. Sper să primești micul colet de la mine pentru tine. Mă gândesc tot mereu la tine. Ești o persoană, o fată adorabilă, așa cum trebuie să fie o fată. Nici prea cochetă, nici prea neglijentă. Foarte diplomată. Nu cred că te superi pe mine că ți-am trimis iar o mică atenție. Cu respect pentru cine citește aceste rânduri. Adică, mă rog, și eu le citesc și tu, Gina. Și ți-a trimis aici două inimioare, cupidon și un zâmbet. Nu știu dacă se vede. Te văd. Cu felicitarea și coletul care probabil că ți va ajunge, mai puțin bomboanele. Ce-i transmis tu lui Costel? Mulțumesc foarte mult. Ai să-l cauți? Rămâne de văzut. Rămâne de văzut? Îl ții așa în așteptare? De ce? Vrei să-ți trimit o poză? Vrei să-l cunoști înainte? Vrei să vin aici? Am spus că doresc o poză. Nu ți-a trimis încă. Costel, așteptăm o poză. Dar fii atent, Costele, tu când termini stagiul ăsta militar? Adică mă tem așa, oare prin februarie ce faci? Prin februarie? Ai treabă oare? Acum s-a angajat numai la termen, nu? Ia-ți o permisie de câteva luni, prin februarie. Zici că pleci din țară, că aici dacă vin te vede nimeni. Vii, ne cunoaștem, poate cine știe ce o mai ieși, te vede și Gina. Și de ce să nu vedem și noi un cuplu frumos? Ce-i transmiți? Te-ai intimidat? Te-ai emoționat? Ei, de asta îi place lui Costel de tine. Ah, daleaua! De asta îi place lui Costel de tine. Dar facem așa. Hai că dacă tot am pornit cu momente romantice, ce ați spune?